Spune în Efeseni că noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpetenilor, împotriva domnilor, împotriva uneltirii diavolului. Și ne spune Scriptura că când ne luptăm, Dumnezeu e gata să ne dea și armătura contra care trebuie să ne luptăm. Dimineața aceasta aș vrea să ne rugăm Domnului să ne îmbrace cu toată armătura Lui. Amin. Ne spune Efeseni înainte, dacă citim din același capitol armătura Lui Dumnezeu. Dar nu stăm asupra ei, o știm fiecare, de aceea în dimineața aceasta ne rugăm Domnului să ne îmbrace cu armătură. Tot despre luptă, în Timotei, cuvântul Lui Dumnezeu ne spune în 1 Timotei, capitolul 6, versetul 12. Luptă-te lupta cea bună a credinței. Amin. În dimineața aceasta suntem chemați să ne luptăm. Lupta cea bună. Și facă Domnul credința pe care am primit, în care suntem, în care am rămas. Învățătura demonică, învățătura lumească, învățătura care nu-i conform Scripturii Lui Dumnezeu, să nu fie în viața noastră. Atunci când suntem gata să ne luptăm lupta cea bună a credinței, suntem gata să apucăm viața veșnică la care am fost chemați. Și facă Domnul să ne dea putere să ne pregătim pentru viața aceasta. Amin. Și tot în 2 Timotei de data aceasta spune: m-am luptat lupta cea bună, m-am isprăvit alergarea, am păzit credința. Dacă suntem gata să ne luptăm împotriva duhurilor răutăților, nu împotriva unii altora, nu soțul cu soția, nu soacra cu nora, nu copiii cu părinții, nu frații în biserică, nu avem de luptat unii împotriva altora, ci avem de luptat împotriva diavolului și înălțirea lui. Ne așteaptă cununa neprionirii pe care Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos este gata să ne dea fiecăruia dintre noi. Dacă suntem gata să luptăm nu împotriva unii altora, ci împotriva păcatelor, împotriva uneltirii diavolului și facă Domnul ca în dimineața aceasta să fim gata, să fim din aceea care luptă. Amin. Să ne face Domnul cu putere de sus, amin, cu armătura Lui Dumnezeu și să mulțumim Domnului pentru că ne dă putere, pentru că nu, amin, suntem singuri, amin, împotriva luptei pe pământul acesta. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul Lui Dumnezeu. Atunci când suntem confruntați cu ispita diavolului, avem Scriptură. Se spune că după un botez la un sat, era singura bătrână pocăită în satul respectiv și vine la fratele păstor și spune: frate păstor, de astăzi înainte sunt unica pocăită în sat. Te rog frumos să mă înveți ce trebuie să fac și ce nu trebuie să fac. La care fratele păstor îi spunea: o soră, ai Scriptura, dar înainte de toate ai satul înainte care te va învăța cum trebuie să trăiești dumneata. Bătrâna spune: bine, dacă păstorul așa a zis că am satul înainte și mă vom învăța babele ăștia care nu știu nimic din Scriptură și nu știu nimic despre dragostea Lui Dumnezeu, merg înainte. Se spune că sora s-a certat cu cineva și vine alta: păi băi, pocăiții n-au voie să-ți se certe. Opa! O băga sora în memorie, băi, n-am voie să mă cert. Mă face sora după greșeală, îi spune alta: băi, păi, pocăiții n-au voie. Și sora spune: na, fratele păstorul a avut dreptate. Mă învață satul cum trebuie să trăiesc. Ce am voie să fac și ce nu am voie să fac. Facă Domnul ca din dimineața aceasta tot ceea ce trebuie să facem și știm că trebuie să facem, să ne bazăm pe cuvântul Lui Dumnezeu. Amin. Ne ridicăm.